fum și flăcări, seara trecută pe o stradă din Târgu Jiu, un incendiu a izbucnit la un apartament din zona Republicii. Focul s-a propagat de la o candelă lăsată aprinsă de o bătrână în vârstă de 74 de ani, proprietara locuinței. Pompierii au intervenit cu două autospeciale să stingă incendiul violent care amenința și locuințele din apropiere. Centralul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la etajul 2 într-un bloc situat pe strada Republicii din municipiul Târgu Jiu. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de lucru cu apă și spumă și un echipaj zmur din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, precum și o ambulanță din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj. Incendiul se manifesta la una dintre camerele apartamentului, iar salvatorii l-au localizat și lichidat rapid, limitând efectele acestuia. Bătrâna a suferit un atac de panică, primind îngrijiri medicale la fața locului. Proprietara apartamentului, o femeie în vârstă de 74 de ani, a primit îngrijiri medicale la fața locului, suferind arsuri superficiale, refuzând însă să fie transportată la spital. Nu au fost persoane evacuate. Cauza probabilă a incendiului reprezintă focul deschis folosit în spații închise, o candelă lăsată aprinsă și nesupravegheată. Nu au fost persoane evacuate, focul fiind lichidat după o jumătate de oră.